Da, vom vorbi cu poza. Mulțumim pentru atenție. Nu-i problemă. O să ne răspundem mai frumos tabloul tău minunat. Nu te gata, da? Vorbim. Nu te iei după ele. Nu gata, Radu. Pentru că după aia o să te vii ca ele și aia. Dacă vreți să vă pas, vă iau de cap și nu vă las. Și tot nu vă las. Ce ai? Așa că dacă... Radu! Bună dimineața! Ce faceți? Cum ați dormit? Bine, voi? Cum mai m-a visat? Bine! Ce faci, Alina? Bine! Cum ești? Ce faci? Ești bine? Binișor! Tu cum ești? Îți bine, puțin obosit, de asemenea. Mor de zâmbătul tău ăla, să mor! Și noi! Și noi, auzi băieță. Cine? Radu. Iacob. Eu. Și Iacob. Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. Așa este, clar. Ce frumoase sunteți Adriana și Adelina. Doamne, ce îmi place cum v-ați îmbrăcat azi. V-ați rupt așa un pic pe figură, dar mi-a plăcut. Ați fost foarte șuchi. Complet de acord. Mulțumim. Vă pup. Și că ai visat pe vreo cineva. Să ne vedem astăzi. Alo, duceți-vă acasă dacă nu vă doriți nimic acasă. Acasă, direct. În afară de păr lung și buze, n-ai nimic femeiesc. Scuză-mă. Pentru mine, tu n-ai un caracter și, de femeie. Hai, du-te și cântă la altul, mă. Pă bune. Sunt pe cadru cu tine și râde lumea de mine că sunt cu tine pe cadru. Mie scârbă, mă jur. Prima dată înainte să te fi înscris la această emisiune, trebuia să mergi pe la școală să citești. Cine de la groapa de gunoi? Să te rog. Duci la următoarea. Acum dacă te-a deranjat ce am spus eu. Gata, bă, tași, că ai zis că nu vrei materiale. Ieși! Râdeți cap. Dați puțin. Băi, de să vorbiți cu toate. Mamă, ce i-a slănit orgol! Am și ele. Să fac relații, nu s-a fac la televizor. De televizor, că n-am venit pe televizor ca voi, că sunteți vai de capul vostru. Eu nu cau o gară cu tine, dacă asta vrei să insinuezi, nu. Și dacă ai vrea tu să te apropii de mine, eu nu m-aș apropia pentru Alina. M-a folosit ca pe un obiect. Eu cred că Adrianei, de fapt, îi place faptul că tu ești așa posesiv și vrei exclusivitate. Place, doar că are probleme, este răzbunătoare, mi-a și spus lucrul acesta. Prin urmare, nu știu ce să zic. Ai mult de luptat. Știi că nu e o rușine. Îți placă un băiat care este în cunoaștere cu o altă fată. Vlad, tu o placi pe Alina și de aceea te îndoiești de intențiile lui Alexandru? M-ai jignit, ai zis că nu am nimic în cap și că doar fizicul e de mine. Așa ai zis, Radule? Poate o să am o relație cu Adriana sau poate nu o să am. Nu se știe. Păi și dacă nu o să ai, ce o să faci? O să faci pași spre Adelina? Da. Se poate face chemare între ei la camera roșie? Da, eu zic că... direct. Ce aveți, mă, unul singur, atâta? De ce? Vreți să chemați doi băieți, trei băieți? Păi nu, vreau să iau pe Adriana cu mine. Aaa, glumea asta! Vine la pachet! Vine la pachet! Trebuie să o
iau și pe ea. Adică ce vezi? Iau că vin și eu. Poți să iei că vin și eu. Dacă tu faceți tot ai făcut pași numai spre ea, faceți date. Poți să vin și date în 5. Dacă ai făcut pași numai spre Adriana, vine la pachet. Arată bine fetele. Le-am complimentat. Mulțumim. De acolo a zis ea direct, hai să o iau pe Adriana camera roșie să mergem trei. Nu. Ai spus că de-abia aștept să ne vedem astăzi. Da. Păi, cu toții, gen. A, cu toții. Îmi cer scuze, atunci am greșit eu. Nu mai greși. Da, o să fiu mai atentă, promit. Iar te rog. Da-ți nu ai voie să greșești. Poate, trebuia, dar nu-ți dorești în mod special să te vezi cu Adelina mai mult? Sau cu Adriana? Nu te-ai văzut cu Adelina deloc ieri? Păi am timp să mă văd. Dar să ne dea voie să facă ușile caselor sunt deschise și vin. Nu, înseamnă că nu sunt o alternativă. Doamne, dar nu m-am declarat pentru nimeni. Am spus că păi nu e vorba că te-ai declarat, dacă dar eu nu am ai vorbit, făcut pași doar spre. Nu. Eu am vorbit cu ea pe Instagram, da? Dar vreau să vorbesc și în realitate. Asta nu înseamnă că mă dau la am ea văzut dacă că ai vorbesc. Da, dar în realitate așa de mult ai vorbit, dragă. Păi da, cum am vorbit și cu tine, Ile, așa pot să vorbesc și cu ea. Așa am vorbit și cu Adriana. Adică n-am făcut un gest, mamă, gata, m-am dat la ea, nu mai mă dau la niciuna. Nu. Păi nu. Păi și atunci ce vă deranjează? Nu, dar ai zis că ele două îți atrag atenția. E ofticată, Ileana, am zis, trei fete sunt frumoase, am făcut un top 3. Dar cel chiar mai spre Alina deloc nu ai încercat. Nu am încercat, femeie în cunoaștere, ce vrea acum să mă bag aiurea așa? Ileana, ești ofticată că ți-a dat unfollow. Nicolas! Da, m-ai strigat, zi Adelina. Vreau să văd pe Nicolas, să te-a strigat. Uite-mă, aici sunt. Nu. Bună, ce faci? Ți-ai schimbat ochelarii? Da, îți plac? Dar tu zilnic ești cu ochelari. Și ce aș prefera atunci când vorbim să ne uităm așa, ochi în ochi. Dar nu mai te-a plecat așa că se vede. Așa să stai. Ei, frumos așa fără ochelari? Numai așa să stai. Du-te-mă Adelina, dincolo să te vadă ochi în ochi. Da. Ai niște ochi foarte frumoși, nu trebuie să-i acoperi. Da, trebuie să-i pui în evidență. Tu ai niște... Gianina! Și Gianina despre complimentul ăsta pe care l-am făcut eu, nu? Pentru Gianina. Ce faci? Hai, trește Gianina. O, bună, ce faci? Îți plac ochelarii lui? Ce faci? Cred că bine. S-a supărat pe mine. De ce? Că ți-am făcut un compliment. Vai, adevărat, ești geloasă. E geloasă, da? Gianina, da, mare. Ești geloasă pe Adelina? E king în mea. Mamă. Dar ți-ești place de... Nu, ești geloasă, Nicolas. Ești foarte, foarte, foarte frumos îmbrăcat. Dar tu ai ochi doar pentru Gianina sau și pentru Adelina? Adelina? Da, da. Stai cu minte, Nicola. Ce da? Ce da? Pentru cine ochi până la urmă? Deci ești foarte și de Adelina. Bă, da, are față de psihopat, uite-te la el cum râde. Îți place și de Adelina? Ui! Bă, du-te aici, tu ești un papițâi. Bă, nu știu, dar eu am impresia, pe bune. Ai mai aruncat odată, lasă gesturile astea că nu-ți merg. Dar ai față de psihopat când te uiți la femei. Ce te deranjează pe tine? Ești obsedat de ăla, ce vrei să le faci la femei? Să nu intri prin televizor, te rog. Păi, eu sunt gata, eu sunt Gianina, obsedat. Mă. Ce? A eu sunt obsedat. Păi ești obsedat, psihopat tot aia. Obsedat. Că nu, de ce? Păi dacă îi faci complimente halul ăsta unei femei, ce-i? Băi, am zis doar că îmi place decolteul ei. Păi și ei. Nu, Gianina, nu știu ce-ți place? Gianina. Aoleu, dar... Dar nu s-a supărat pe mine. Mamă, spune-i! Gianina, stai în curată. Deja ai spus. Fată, să păi parcă-i spuneai viața mea, acum ce vreau să te uiți la decolteul alții fete? I-am zis prietenește! Prietenește! De spun și eu, Radu, vai, Radu, îmi place de tine! Ce spuneam ieri? Ieri spuneam că tu cum o să vezi altă fată, că te bag un pic în seamă, o să te îndrept spre aia? Și Adelina deja e următoarea concurentă la concursul nostru! Am avut dreptate, hă? Cam așa e, nu? Gata, Nicolas, dacă vorbești așa. Lăsați vinul în pace. Adelina, nu e normal ce Adelina, te-am întrebat ieri, dar ai uitat Adelina, ce părere ai despre Nicolas? Sincer. Sincer. Așa, din cât ai apucat tu să-l cunoști. Hai mă, că nu-s băia rău. Sunt și eu. Excluzând persoanele de față, părerea ta față de el. Mie nu prea îmi place să cataloghez așa de la prima vedere, adică nu-l cunosc când a ajuns, dar până acum, sincer, pe mine m-a supărat ieri că m-a jignit. Adică, nu neapărat jignit, e mult spus, dar... Dar cât de real e, după ce te jignește, vii să-i spui că are ochi frumoși, cât de real pare. Păi asta e. Totul pare real. Asta. Nu, am zis că nu trebuie să-și astupe ochii cu ochelarii, că trebuie să-și noi ochii. Ai niște ochi foarte frumoși. În momentul în care tu ai cerut să-și dea ochelarii jos, practic ai vrut să ai un contact direct cu el, nu? Da, un contact vizual, da.
Nu ți-ai dorit asta în momentul în care ai cerut să-și dea ochelarii jos? Deci, okay, de ce ți-ai dorit asta? De ce? Care e motivul? Injurat, dar de bun care e motivul? De ce ți-ai dorit tu asta de la el, dacă tu practic ești în cunoaștere cu altul? Pentru că atunci când vorbesc cu cineva, mi se pare frumos să mă privească în ochi. Deci înțeleg că el a greșit, nu? Da, greșit că a fost cu ochelarii. Ia uite, vezi cum a venit Claudiu lângă tine. O zis că te-o lua cu inima. Vezi că ai greșit, bă! Alexandru, alo, Alexandru, să-l vezi. Ți se pare anormal din partea aici a făcut? Păi atâta timp cât tu ești în cunoaștere cu fata aia și ea vine și îți face compliment că ai ochi frumoși. Care e motivul ei acolo? E ca și cum, ascult un pic. E ca și cum, eu sunt în cunoaștere cu Alina. Eu sunt în cunoaștere cu Alina. Complimentul ăsta prietenește. Practic încerc să mă dau pe lângă ea și mă duc la, nu știu, la... E foarte urât de partea ta să faci alt compliment unei alte fete, deci... Îmi pare rău, dar... Ea mi-a zis-o sub formă de amistie. Claudiu, ce? Bravo, ce vin ai tu în area de folclor? Acum e... Cum o chema pe asta? Asta ar fi ultima. Da. Nicola! Danina! Să nu ai numai prins acum, acum ai fix problema ta cum vezi lucrurile. Danina! Părerea mea e că... El a dat flux, a dat flux la chestia asta. Puteai să zic că lasă-mă tu în pace. Tot ce bine ești... Gata, Nicola, lasă-mă că... Dacă reacționam acum, Ana, nu știu. Eu doar mi-am dat un punct de vedere voi. Adică, interpretul a fost... M-am reacționat, ieri ziceau fetele că sunt nesimțit. Păi, dar fac complimente, așa? Nu, eu mă spun, cred că cineva nesimțit. A fost că nu ne cunoaștem și mie mi s-a părut ok să mi te adresez cu fată. Da. De fapt, ai zis-o, băi, fată. Dar cum ți-a spus tu, Adelina? Cum ți-a zis, ce decolteu frumos ai? Eu eram fost și puternic. Așa ai spus, Nicola. Adelina, Adelina, auzi? Vreau să te întreb ceva. Cum ieri ai fost afectată de ceea ce ți-a spus? Păi și totuși azi vii cu ideea că are ochii frumoși. Bună, nu, ai perceput o greșeală. Gata, nu mai contează, lasă asta. Am spus-o sub formă de glumă, am zis că trebuie să-și dea ochelarii jos să ne privim și noi ochii în ochi. Și ai zis că are ochii frumoși. Am zis, da, că are ochi frumoși, are ochi albaștri. Are ochi albaștri, îți plac ochii albaștri? Pur și simplu prietenește, nu mi-a făcut nimic. Mai prietenește, ce decolte frumos ai, cum să zici așa ceva? Hai o, că nu ești împreună cu el, drama cu el. În cunoaștere. Nu sunt împreună, dar este urât. Dar vă pur și simplu un compliment, nu e ca și cum. Gata, ia. Acasă acum. Na, s-o interpretat altfel. Poți să cunoști pe cine vrei de azi, nu mă interesează. Chiar nu cred, dacă tu ai interpretat chestia asta. Gata, nu mă mai interesează. De ce? N-ai cum să interpretez că mi-ar pare rău. Cum poți să zici ce decolteu frumos ai? Faci așa. Na. Gata, gata, la revedere, nu mă mai interesează. Adelina, de asta ce părere mai ai? O să mă îndrept spre un alt băiat. Mă lăsați cu vrăjile astea de 2 lei? Pe bune, Gianina, pe bune. Ce vrăjeală? Că i-a spus și decolteu frumos ai vrăjeală? Da, ce-a făcut a... Nu i-a făcut drama. Nu a pupat-o, nu s-a dat la ea, nu a luat-o în brațe, nu i-a făcut mie nimic. Mie nu-mi place. Probabil pentru că și-a făcut un compliment care pe ales l-a deranjat. Că nu m-a pupat cu ea, n-a făcut nimic. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.